Capitolul 21 A treia oară în închisoare Abisul existenței mele În martie 1997 11 lideri ai bisericilor de casă s-au întâlnit în orașul Zhengzhou, capitala provinciei Henan. Am planificat să ne întâlnim într-un bloc cu apartamente la etajul 2. O soră mai în vârstă de origine americano-chineză a fost invitată, dar se pare că agenții guvernamentali au urmărit-o la întâlnire. Nu știam asta, dar fratele Xu și câțiva dintre ceilalți lideri fuseseră deja arestați și duși de acolo înainte ca noi să ajungem la apartament. Mai mulți ofițeri în armați ai securității publice se ascunseseră în apartament și îi așteptau pe ceilalți. Era o seară ploioasă și înnorată. Am sunat la apartament pentru a afla dacă fratele Xu ajunsese deja. O voce pe care nu am recunoscut-o a zis, Vă rog, urcați! Vă rog, urcați!" Când am ajuns, am găsit ușa apartamentului întredeschisă. Am intrat și am dat nas în nas cu o mulțime de puști îndreptate înspre noi. Ofițerii au început să ne dea jos curelele și să ne lege mâinile la spate. Singurul gând din mintea mea a fost să scap. Înainte ca mâinile să-mi fie legate, m-am îndreptat cu spatele spre fereastră. Într-o clipită am deschis-o, am strigat, Fugiți! Și am sărit cu picioarele înainte. Nu mă gândeam că securitatea chineză a venit cu o duzină de ofițeri care mă așteptau sub fereastră. Am căzut stângați la pământ și din cauza înălțimii m-am rănit foarte tare la picioare. Ofițerii de jos nu și-imaginaseră că cineva ar fi atât de curajos încât să sară pe fereastră, așa că pentru o clipă m-am uitat la ei și ei la mine strigând toți din cauza șocului și a surprizei. Ofițerii au fugit spre mine, m-au țintuit la pământ și m-au bătut, lovindu-mă cu furie. Mi-au lovit pieptul și picioarele cu bocancilor grei, m-au tras de păr și m-au lovit cu pistoalele. Oasele împocneau și mi se sfârmau sub loviturile lor sălbatice, apoi au scos un baston electric înspăimântător și m-au torturat cu șocuri electrice. Eram bătut atât de tare, încât tot ce puteam face era să mă chircesc și să mă concentrez asupra lui Sus, încercând să nu dau atenție loviturilor. Într-un final, mi-am pierdut cunoștința. Incidentul a fost atât de brutal, încât era un miracol că nu fusese ucis. Mai târziu, mi-am adus aminte de cuvintele psalmistului. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii. Când li s-a aprins mânia împotriva noastră, ne-ar fi înnecat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru. Ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năpraznice. Binecuvântat să fie Domnul care nu ne-a dat pradă dinților lor. Sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului. Lațul s-a rupt și noi am scăpat. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerurile și pământul. Psalmul 124, versetele 2 la 8. Când m-am trezit, mă aflam într-o celulă a sediului central al Biroului Public de Securitate din orașul Zengzhou. Fratele Xu și ceilalți lideri, erau cu mine. Eram plin de noroi de la ghetele ofițerilor, urechile mi erau umflate de la bătăile primite și nu puteam auzi normal. Am aflat că ordinul de arestare venise chiar de la guvernul central din Beijing. Cumva aflaseră că aveam planuri de unificare. Bisericile de casă erau deja o în carnea acestui stat comunist ateu. Iar când se gândeau la ce am fi putut realiza dacă ne uneam, Oficialii de la cele mai înalte niveluri ale guvernului se umpleau de frică. Ordinul de la Beijing a forțat autoritățile provinciale din Henan să se ocupe în modul cel mai serios de cazul nostru. Ei nu înțelegeau că împărăția lui Dumnezeu nu este din lumea aceasta, și se temeau că discuțiile noastre despre unificare ar duce la formarea unui partid politic de opoziție care va amenința stabilitatea țării noastre. Autoritățile au filmat și fotografiat arestarea noastră. Știrile despre acest incident au devenit cunoscute în toată lumea. Cu toții eram torturați cumplit. Eram încătușați și legați împreună cu o frânghie, apoi bătuți cu bastoane. Ne așteptam în orice moment să fim duși afară și executați. Autoritățile au încercat să adune dovezi împotriva mea. Așa că la doar trei zile de la arestarea noastră au călătorit spre orașul meu natal, Naniang. Când au ajuns, au găsit în desfășurare o întâlnire a bisericii, unde erau prezenți în jur de 120 de credincioși, inclusiv soția mea, Deling. Toți au fost arestați. Au fost identificați principalii conducători ai întâlnirii, și au fost trimiși în închisoare, inclusiv Deling. Majoritatea celorlalți credincioși au primit amenzi și au fost lăsați în libertate după ce fusese reinterogați și bătuți. La audierea mea de la tribunal, judecătorul mi-a spus Iun, m-am săturat de tine. De mulți ani încoace te-ai opus guvernului nostru și ai întors societatea cu susul în jos. Ai scăpat din custodie de nenumerate ori. De data aceasta, ai sărit pe fereastră și ți-ai fracturat picioarele. Spune-mi, iun, dacă vei mai avea din nou oportunitatea de a evada, vei profita de ea? M-am gândit bine și am răspuns cu sinceritate. Domnule judecător, aceasta este o întrebare bună. Nu vreau să vă mint. Dacă voi avea această șansă, voi încerca să evadez. Sunt chemat să predic vestea cea bună în toată China și trebuie să fac tot ce-mi stă în putință pentru a mă supune acestei chemări pe care mi-a făcut-o Dumnezeu. Judecătorul, oficialii tribunalului și gardienii au fost înfuriați de răspunsul meu. Judecătorul a izbucnit furios. Cum întrăznești delicventule? Îți voi rupe picioarele pentru totdeauna ca să nu mai poți evada niciodată am fost dus într-o sală de interogatoriu unde câțiva gardieni m-au țintuit la pământ și m-au forțat să stau cu picioarele depărtate. I-am implorat să nu-mi lovească picioarele fracturate, dar un bărbat sinistru și-a pietrit inima și și-a scos bastonul. Pentru a se asigura că nu mai puteam niciodată să evadez, mi-a lovit în mod repetat picioarele în zona dintre genunchi și laba piciorului mi-a distrus picioarele până ce nu a mai putut rezista durerii. Zăceam pe pământ, urlând ca un animal rănit. Durerea chinuitoare îmi trecea prin tot corpul și prin creier. Tot ce puteam face era să-mi concentrez gândurile asupra Domnului Isus și asupra suferinței sale de pe cruce. Eram sigur că voi muri, dar Domnul m-a ajutat să rezist pentru că nu-și terminase lucrarea cu mine. Picioarele de la genunchi în jos mi s-au înnegrit complet și nu le mai simțeam. Corpul întreg mă dorea și eram plin de vânătăi din cap până în picioare. Totuși, când torționarii mei m-au dus înapoi în celulă, am vrut să-i sfidez și să le arăt că nu mă vor putea dobori niciodată din punct de vedere spiritual. Le-am spus râzând. Doresc să vă mulțumesc pentru masajul minunat pe care mi l-ați făcut azi. Mă simt mult mai bine, vă mulțumesc! După audierea de la tribunal, am fost transferat împreună cu ceilalți frați la închisoarea de maximă securitate din Zengzhou. Am fost izolat într-o celulă. Celula mea era aproape de camera ofițerului de serviciu și avea perete comun cu cea a fratelui Xu. Gardienii credeau că mi-am pierdut mințile și îmi puneau porecle, ca de exemplu nebunul sau schilodul. La început am fost bătut și interogat non-stop, de dimineața de la ora 8 până a doua zi seara. Anchetatorii făceau cu schimbul pentru a menține presiunea exercitată asupra mea și pentru ca să mă bată toată noaptea. Nu primeam nici mâncare, nici apă. Ori de câte ori mă băteau gardienii, eu strigam în mod repetat, Iisuse, scapă-mă! Ajută-mă, Doamne Iisuse! Era singura modalitate pe care o cunoșteam, prin care îmi puteam abate gândurile de la pedeapsa și durerea pe care o simțeam. După acea experiență inițială, am fost ținuți închiși în celulele noastre, cu excepția momentelor când tot a doua zi eram duși în sala de interogatoriu în ciuda condiției în care mă aflam, eram în continuare torturat, crezându-se că voi ceda spiritual. Câteodată eram duși cu mașina la secția de miliție din Ding Shui pentru interogatoriu, altădată la sediul central al biroului public de securitate numărul 9, pentru a putea gusta două arome diferite de tortură. Ne băteau în special capetele, mâinile și picioarele. Nu aveam nicio Biblie cu mine, așa că meditam la cuvântul lui Dumnezeu din memorie, și mă rugam cu lacrimi fierbinți pentru bisericile Domnului. Strigam, recitând versete din Biblie, agățându-mă de promisiunile lui Dumnezeu, precum cele din Psalmul 27, versetele 1 la 3. Domnul este lumina și mântuirea mea! De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o știre de artăvăr împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Cântam cu voce tare zi și noapte. La un moment dat, gardianul de serviciu s-a înfuriat pe mine. M-a întrebat, îți vei petrece tot restul vieții aici, delicvent profesionist ce ești. I-am răspuns, nu, când va veni timpul hotărât de domnul, voi fi eliberat imediat. În exterior, cel puțin acționam plin de curaj și îndrăzneală dar în interior eram foarte măhnit și suferam cumplit. În timpul unui interogatoriu, ofițerii îmi spuseseră că ori voi fi condamnat la închisoare pe viață, ori, dacă îmi voi schimba comportamentul, voi primi o sentință de 10-15 ani. În fața unui viitor atât de sumbru, am murmurat și m-am plâns înaintea Domnului, acuzându-l chiar. Oh, Dumnezeule, tot ce doresc eu este să te slujesc pe tine și să vestesc Evanghelia, dar acum sunt blocat aici în celula aceasta și nu pot nici măcar să merg. Ești slab și nu ai reușit să mă protejezi." Pentru că nu puteam umbla, trei deținuți creștini, inclusiv fratele Xu, primiseră sarcina de a mă purta între celulă, sala de tortură și toaletă. Mă aflam într-o celulă separată de ceilalți lideri, așa încât tângeam după aceste momente scurte de părtășie. Sala de tortură se afla la o distanță de trei niveluri de celula mea, așa încât drumul acesta ne ofera cea mai lungă ocazie de discuții. Fratele Xu nu voia să mă poarte spre acea sală, dar îi spusesem să nu-și facă griji pentru că dacă nu ar fi vrut el să ducă la îndeplinire această sarcină, oricum ar fi numit pe altcineva în locul lui. De multe ori, puținele momente prețioase pe care le petreceam împreună mă întăreau și mă ajutau să îndur bătăile și umilințele de care aveam parte în sala de judecată. Fratele Xu este un bărbat cu voce blândă. Nu a vrut să-mi spună prin ce trecea, dar într-o zi l-am văzut întorcându-se în celula sa. El are o constituție foarte puternică și este un alergător tenace, dar în acea zi de-abia se târa pe coridor. Am realizat că și el era torturat. Un gardian tânăr mă mai purta încoace și încolo câteodată. A observat că aveam dureri foarte mari și știa că nu primisem nicio îngrijire medicală. Acest tânăr mi-a spus plin de compasiune: Pot vedea un om care suferă cu adevărat pentru numele lui Isus. M-am uitat surprins la fața lui, a continuat. După ce am terminat Academia de Miliție, am venit aici. Provin dintr-o familie de creștini, dar noi nu suntem credincioși înflăcărați ca tine. De ce ar trebui să credem în Isus și să predicăm despre El, dacă asta e ceea ce primim în schimb? I-am spus: S-ar putea ca acum să nu observ niciun beneficiu în viața mea, dar în viitor voi primi o mare binecuvântare din partea lui Isus, datorită acestor suferințe. Acest bărbat tânăr a continuat să mă bată așa cum îi cerea slujba, însă cu repulsie. Țintind mereu zonele corpului care mă dureau mai puțin. În celula fratelui Xu a fost adus un așa zis criminal. El pretindea că este creștin, dar era evident că se afla în celulă ca să spioneze și să adune cât mai multe informații posibile. Deseori mi-arăta multă simpatie în fața celorlalți deținuți, și îl întreba pe fratele Xu: Crezi că Iun va încerca să evadeze? În ciuda picioarelor mele oloage, autorităților le era încă frică că voi evada dacă voi avea ocazia. Într-o zi era timpul deținuților să meargă la toaletă. Spionul căzuse grav bolnav. Fața lui era palidă și arăta de parcă moartea îi bătea la ușa vieții. Am spus gardianului, Am ceva experiență ca și masor. Te rog, dăm cinci minute cu bărbatul acela." și se va simți mai bine. Gardianul m-a dus în celul lui. Când am intrat, fratele Xus se uita la mine cu ochi plini de foc. A dat din cap și a început să se roage. M-am rugat pentru omul acela bolnav în numele lui Isus și mi-am pus mâinile pe capul lui. După câteva momente a exclamat, Simt o briză fierbinte în interiorul meu. După câteva minute, gardianul s-a întors. A întrebat, Cum merge masajul?" Polnavul a răspuns, Merge bine. Aproape mi a revenit." Domnul l-a vindecat complet pe bărbatul acela. Pentru a-și arăta recunoștința, și-a folosit o parte din bani și influența lui pentru a obține mâncare bună pentru mine. După acest incident, chiar și unii dintre gardieni închisorii M-au rugat să le fac masaj când aveau dureri, așa că au început să se poarte mai bine cu mine. Deși acel bărbat fusese trimis ca să ne spioneze, Dumnezeu l-a folosit ca să mă binecuvânteze într-un mod minunat. El pretindea că este credincios, și ne-a spus că soția lui i-a strecurat o biblie în închisoare. Mai degrabă cred că autoritățile i-au dat o Biblie pentru a-l ajuta să pară creștin și pentru a ne câștiga încrederea. Pentru că nu avea niciun interes să citească Biblia, mi-am promutat-o, iar eu o studiam în fiecare dimineață și seară. Am scris multe versete din Biblie pe bucăți mici de hârtie și le-am dat fraților pentru a întări prin Cuvântul lui Dumnezeu. Câteva zile mai târziu. Fratele Xu a gravat în peretele toaletei o imagine pentru a ne învăța că trebuie să fim credincioși și să nu-L negăm pe Domnul. Eu am adăugat sub imagine cuvintele sânge, moarte, mărturie. Ulterior, fratele Xu a scris câteva versete și cuvinte de încurajare pe o bucată de hârtie igienică. A înfășurat-o și a pus-o într-un mantou Apoi mi-a aruncat-o pe deasupra încăperii în care ne aflasem. Scrisese, de la începuturile bisericii până în ziua de azi, toți cei care îl urmează pe Isus au trebuit să-și ia crucea și să plătească un preț mare. Fratele Xu mi-a dat de asemenea de înțeles că ar trebui să încerc să-i dacă aveam ocazia. Săptămânile treceau, iar eu deveneam tot mai deprimat din cauza situației în care mă aflam. Mi se părea că Domnul mă respinsese și mă lăsa să putrezesc în închisoare pentru totdeauna. Era molog, iar sufletul mi era zdrobit. În fiecare noapte îmi sprijineam picioarele bolnave de zid pentru a încerca să-mi ameliorez durerea. Scumpa mea soție Deling, se afla în închisoarea de femei și nu știam ce se întâmplase cu copiii mei. A fost abisul existenței mele. copiilor noștri le-a fost extrem de greu, din cauza vieților noastre trăite într-un mod anormal. Dar au avut parte de foarte multă dragoste din partea fraților noștri în credință. Dragoste care le-a făcut durerea mai suportabilă. Niciun băiat de vârsta lui Isaac nu ar trebui să fie obligat să facă față presiunilor pe care le-a înfruntat el în martie și aprilie 1997, el a trecut prin cea mai dificilă perioadă a vieții lui, când ambii lui părinți se aflau în închisoare din cauza Evangheliei. Atunci avea doar 13 ani. În China, când ambii părinți se află în închisoare, statul încearcă să preia controlul asupra copiilor și să-i ducă într-un mediu protector. Aceasta înseamnă spălare de creier, cu învățături ateie și încercarea de a-i înstrăina de părinți și a-i determina să-i urască. Când și eu și Iun ne aflam în închisoare, niște prieteni creștini i-au mutat pe Isaac și pe Ilin din satul nostru natal în Nanyang, unde au încercat să meargă la școală sub nume false. Dar miliția îi căuta, așa că au fost mutați în orașul Zengzao, capitala provinciei Henan. Dar chiar și acolo nu se aflau în siguranță. Așa încât copiii noștri au fost trimiși în îndepărtata provincie Shandong, unde o familie creștină avea grijă de ei. A fost o perioadă foarte apăsătoare pentru Isaac și Ilin. În doar câteva luni au trebuit să schimbe mai multe școli și să se mute de trei sau patru ori. Isaac avea o responsabilitate imensă pe umerii lui tineri. Trebuia să aibă grijă de sora lui mai mică, încercând în tot acest timp să înțeleagă ce se întâmplase cu tatăl și mama lui. Mai târziu am aflat că în Shandong, Isaac se plimba mereu privind în jos, sperând să găsească ceva bani căzuți de la cineva. Familia care îi găzduia era foarte săracă și de-abia își puteau permite să cumpere mâncare. După eliberarea mea din închisoare, am fost transportată în secret din Henan pentru a-mi vedea copiii. Când l-am văzut pentru prima dată pe Isaac, mi-a zis: Mamă, am poveri grele pe umerii mei acum. L-am întrebat: Isaac, ești doar un copil, cum poți purta poveri grele la vârsta ta? Fiul meu de 13 ani mi-a răspuns: Tata e din nou în închisoare, cum vom supraviețui? Îmi fac griji pentru viitor.